Astăzi este vorba despre Sasha și despre Max, doi căței pe care i-am aici la mine în curte și vreau să vă arăt cum aleg eu pipetele pe care le aplic în fiecare lună, de fapt mai exact la 25 de zile, pentru pulici și căpușe. Nu știu dacă știți, dar credeți-mă că acești câini sunt extraordinar de sensibili și eram de două ori să-i pierd datorită căpușelor. Acesta este Max. Ce faci, Max? Da. Îi mai spunem și Willy. Willy! Are fața lui Willy din Hotel Transilvania. Și ea este Sasha. Sasha cea nebună. Pentru că nu e sănătoasă. Sasha, așa-i? Ia povestește tu aici. A? Sasha! Care toată ziua îl omoară pe Max cu bătaia. Max! Max, ai zis-o acolo. Ia fa! Nu mă murdare că plec în oraș! Hai că se duce mami să vă aducă pipetele! Am venit la Zoo Center pentru că de aici le iau pipetele. Au niște pipete super la un super preț. Dar și din punct de vedere calitativ sunt foarte, foarte bune. Adică chiar recomand să veniți aici pentru că sunt extraordinare. Da, la 25 de zile. Deci asta este marca pe care o achiziționez eu mereu. De la Pestigo, numai că astea sunt 40-60. Eu, în general, iau 20-40. Mai aveți? A, nu. Nu? Numai poate așa? Asta nu, astăzi îmi trebuie urgent. Dar dacă folosesc așa, sunt ok oare? Dacă e mai mult, oare îi afectează în vreun fel? Da, da. Da? Doar dacă vreți, sunt jumătățiți, dar nu știu acolo. Deci nu mai iau acest model, de care iau eu de obicei, ci acest model de la Vertagro. Și probabil că sunt la fel de bune. Așa arată aceste pipete. Deci chiar credeți-mă că sunt foarte, foarte bune. Ta-ta! Le-am luat. Acestea au fost cu 3 lei și ceva mai scumpe decât cele de obicei pe care le iau. Dar vă dați seama, pentru 3 lei și ceva nu este acum sfârșitul lumii. Însă vreau să vă spun că am pățit să merg la, nu știu, anumite farmacii veterinare. Salut, și îmi cereau 100 de lei pe o singură pipetă care avea perioada de acțiune tot de 25 de zile. Și când am spus de aceste pipete că iau cu, nu știu, până în 40 de lei. Vai, că nu sunt bune, că nu știu ce. Și eu eram ceva genul, ok, le-am folosit toată vara la câinii mei și nu au pățit absolut nimic. Adică au fost protejați de căpușe din toate punctele de vedere. Dar fiecare ca să ajungă produsul, vă dați seama, da. Nu mă deranjează pe mine, fiecare vinde cât vrea, dar nu denigra alte produse care sunt la fel de bune ca cele la 100 de lei pe care le vindeți voi. Am făcut o mică oprire, nu mai nu luăm dezinfectant, avem. Am făcut o mică oprire până la Selgros să cumpărăm apă. Noi avem mereu apă la dozator și cumpărăm în cantități industriale, mâncare pentru pisici și câteva chestii și apoi mergem acasă să punem pipeta la căței. Am ajuns acasă, luăm prima pipetă și mergem frumos să îi punem Sașei. Sasha a fugit. Hai, vină cu asta, arătăm. Deci, în primul rând, aici, aceasta este zona în care se pune pipeta. Stai, stai aici, Max! Moc! Adică Max simte că vreau să-i fac ceva. Întotdeauna ăștia simt când vreau ca să le pun pipeta. Important este să fie într-o zonă în care ei nu ajung să se lingă. Pentru că nu este ok ca să dea cu... Lata. Cu limbuța. Și dăm frumos aici, cât mai aproape de rădăcină și frecăm bine ca să intre, cât mai aproape de baza pielii. Și frecăm tuc, 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 tuc. Și acum trebuie să vedem cum o prindem pe Sasha. Pentru că Sasha, trebuie să o prindem pe Sasha, pentru că ea este cea care întotdeauna simte când pun pipetele și nu știu ce face, dar este frică. Haideți, mergem să-mi fac altă pipetă. Tatea, prinde-o cumva! Hai că am dat. Poate, hai și tu ăla cum are lui mămica, dați-vă ce tuțica. Ea mereu e speriată când e vorba să-i pune pipete. A rămas de atunci traumatizată de când a făcut toate injecțiile alea. Vedeți? Și așa punem aici. Bine, bine, bine și frecăm.
Iar această pipetă va acționa timp de 25 de zile garantate. După cele 25 de zile, se spune că deja nu mai acționează atât de bine și trebuie să punem din nou. Eu am depășit cu 2 sau cu 3 zile? Cu 3 zile, nu? Aceste 25 de zile, pentru că nu prea am avut chef să ies din casă cu toată treaba care s-a întâmplat cu Alexei. Dar acum am pus-o și sunt fericită, îmi calculez, îmi pun în calendar memento ca la următoarele 25 de zile să merg și să cumpăr din nou pipete pentru căței, astfel încât ei să nu aibă nici purici, nici căpușe. Deci, în acest mod, ei sunt protejați și de purici și de căpușe. Acesta a fost vlogul meu de astăzi. Nu uitați să-mi dați like, subscribe, să vă abonați la canalul meu de YouTube. De asemenea, mă găsiți pe Instagram, Facebook și TikTok, Cătălina Ifrim, Cătălina Ifrim 33. Și ne vedem data viitoare. Aveți grijă de căței voștri dacă iubiți.